Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne vorbește azi despre Ragnarok, ultima mare bătălie a extraterestrilor. Teoria bazelor extraterestre polare. De ceva timp încoace, ufologii prezintă informații și analize care conduc spre ideea că sub calotele polare se află sau s-au aflat baze extraterestre. Unul din locurile indicate de ufologi este una din cele mai sălbatice zone de pe Terra, Arctica. Arctica este o regiune care cuprinde tot ceea ce se găsește în jurul polului nord și care se găsește la nord de cercul arctic. Pozițional geografic, Arctica este simetric opusă regiunii similare din jurul polului sud, care se numește Antarctica. Regiunea Arctica cuprinde uscat, apă, zăpadă și gheață, incluzând Oceanul Arctic și porțiunile cele mai nordice ale Groenlandei, Islandei, Norvegiei, Suediei, Finlandiei, Rusiei, Statelor Unite ale Americii și Canadei. După ce am prezentat situația geografică a Arcticei, să trecem la realele motive pentru care prezentăm acest provocator material legat de îmbinarea între miturile scandinave, realitățile extraterestre și ultima mare bătălie pentru controlul Terei, Ragnarok. Totul a început cu ciocanul lui Thor. Din legendele scandinave știm că după Odin, cel mai important zeu era fiul său Thor, cel care lupta din Asgard pentru apărarea pământenilor, iar arma sa principală era vestitul ciocan. Credința nordicilor în Thor a fost atât de mare încât fiecare luptător nordic purta o amuletă care era un fel de replică a ciocanului zeiesc. Atenție, scriem acest material sub premiza avansată de ufologi care presupune că zeii mitologici din întreaga lume erau de fapt extraterestri. Arheologii britanici au găsit un ciocan al lui Thor în zona unei foste ferme ce a fost activă pe vremea vikingilor. Artefactul prețios a fost descoperit în regiunea sudică a Islandei, alături de alte patru obiecte vechi de aproape un mileniu. Acest ciocan era o amuletă pe care o purtau strămoșii islandezilor pentru a obține protecția unuia dintre cei mai puternici zei nordici străvechi, Thor. Artefactul era sculptat din steatit și are numeroase detalii, cu atât mai impresionante dacă luăm în considerare mărimea sa și tehnicile de cioplire de acum aproape un mileniu. E prima dată când din Islanda a fost descoperit un ciocan. Imediat istoricii au făcut legătura cu unele legende care indicau insula ca locul unei bătălii din Ragnarok. Extraterestrul antic Thor, zeul tunetului. Thor. Tanner, în engleza veche, sau Dunar, în vechea limbă germanică, este una dintre cele mai importante și prezente figuri în mitologia nordică. Thor aproape a devenit sinonim cu mitologia nordică și cultura vikingilor. A fost un zeu major în toate ramurile popoarelor germanice înainte de convertirea la creștinism, chiar dacă a ajuns la apogeu în Scandinavia în perioada târzie a epocii vikingilor. Thor era considerat apărătorul neobosit al zeilor Aesir și al fortăreței lor Asgard, în fața giganților, inamicii zeilor. Giganții, uriașii extraterestri din mitologia greacă, dar și getodacă, proveneau din altă constelație adversară celei de unde proveneau asgarzii lui Thor. De fapt, acest conflict dura de mii de ani și s-a încheiat prin războiul cunoscut ca Ragnarok. Thor a condus militar pe Asgard în efortul de a opri invazia giganților conduși de Jormungand. Curajul și puterea sa fizică erau fără rival. El deținea și o centură a puterii, Megin Gyaroar, care îi dubla puterea când o purta. De fapt, centura era un scut energetic, dar cea mai puternică armă a lui Thor era Mjolnirul, trăsnetul. Descrierea trăsnetului e foarte apropiată descrierii unei arme moderne de azi, o armă laser. Thor era adversarul lui Jormungand, uriașul șarpe de mare ce înconjoară Midgard, lumea oamenilor. De fapt, descrierea ca șarpe uriaș nu este altceva decât modalitatea de a indica pe giganți ca reptilieni, dușmanii siriusienilor, două civilizații extraterestre. Ciocanul lui Thor, arma supremă. Despre Thor, numeroasele scrieri runice povestesc despre prezența pe pământa sau unde venea în ajutor celor care aveau nevoie de protecție. Tot el confera sacralitate și sfințea locurile, lucrurile și evenimentele. De exemplu, Thor era chemat și venea să binecuvinteze nunțile. Numeroasele rune care amintesc acest obicei conferă veridicitate celor care susțin că zeul era de fapt extraterestru și care ajungea pe pământ în carul strălucitor înconjurat de flăcări, de fapt o navă spațială.
Curios era faptul că Thor făcea binecuvântările cu ciocanul, cel care putea fi folosit la binecuvântări, dar și în distrugeri. Așadar, cele două proprietăți ca acte de purificare și distrugere aveau putere asupra elementelor, dar și a oamenilor. Ciocanul putea ucide, dar și aduce la viață. Istoricul german Adam din Bremen notează în secolul al XI-lea că Thor guverna peste aer, tuneci și fulgeri, vânturi și ploi, vreme bună și recolte. În două rune descoperite în Danemarca apare o descriere tehnică a ciocanului lui Thor, iar Samuel Drock, arheolog, afirmă că descrierea armei semăna cu un obuzier sau lansator de rachete în miniatură, deci e posibil ca arma extraterestrului Thor să fi fost un fel de aruncător de grenade, însă unul mult mai evoluat și distrugător. Ciocanul este cunoscut și ca Mjolnir și se spune că puterea era atât de mare încât Thor putea nivela munții cu el. Deși, în general, e recunoscut și descris ca un ciocan, Mjolnir e uneori menționat și ca un topor sau ca o bâtă. În Edda, o scriere din secolul al XIII-lea, Snorri Sturluson relatează că Sindri Svartalfar și Brokkr l-au făcut la comanda lui Loki. Valhalla, recompensa eroilor. În luptele contra reptilienilor, asgarzii au fost ajutați și de oșteni pământeni. Cei căzuți în lupte, fie că erau asgarzi, extraterestri antici, fie pământeni, erau recompensați cu Valhalla, locul magic unde erau aduși la viață și erau onorați permanent. Descrierea Valhalei și modul de a readuce la viață pe cei morți amintește și de raiul lui Ra și sarcofagul egiptean, un fel de aparat care vindeca orice, dar readucea și la viață. În mitologia nordică, Valhalla, Valhall sau Valhöll este paradisul în care sunt duși războinicii după moartea eroică pe câmpul de luptă de către valchirii. Valchiriile erau zeități nordice care conduceau muritorii în lupte, dar îi și protejau. Valhalla era palatul lui Odin, care ar avea 540 de uși. Conform legendelor nordice, în Valhalla pot mărșălui unul alături de celălalt 800 de soldați. Fiind palatul preferat de zeul Odin, sufletele războinicilor morți îi servesc acolo în slujba acestuia. Pe timpul de zi, sufletele războinicilor veniți în Valhalla sunt menite să antreneze intens pentru a forma o armată redutabilă, cunoscută ca armata sufletelor vii, invincibilă, și era pregătită pentru declanșarea Ragnarokului, atunci când vor lupta alături de Odin și Thor. Odată cu venirea nopții, sufletele erau tratate și onorate ca și zei. Legendele spun că oștenii scandinavi trebuiau să moară cu sabia în mână ca să ajungă în Valhalla. Invazia giganților și Ragnarök. Invazia Asgardului de către giganții reptilieni o regăsim și în alte mitologii. De exemplu, la vechii greci, zeii olimpieni sunt atacați de giganți, dar îi înving și cu ajutorul eroilor terestri, în fruntea cărora se află eroul Hercule, înarmat cu celebra sa măciucă, armă care avea cam aceleași puteri cu ciocanul lui Thor. Acest război dus pentru apărare sau controlul pământului a fost provocat, conform ufologilor, de invazia giganților reptilieni și e pomenit în rune sub denumirea de Ragnarok sau soarta finală a zeilor. Giganții au atacat din mai multe direcții, inclusiv cu luptători urcați la cer din ghețurile Terei, adică din bazele secrete din Arctica și Antarctica, zone terestre unde se infiltraseră fără știință asgarzilor lui Odin și Thor. Ragnarokul prezintă o serie de evenimente majore, inclusiv o mare bătălie prezisă, care va avea ca rezultat final moartea unui număr de figuri majore, inclusiv zei Odin, Thor, Freyr, Heimdall și Loki, dar și dezastre naturale diverse și scufundarea ulterioară a lumii nave. Apropo, vezi teoria potopului. Bătălia a fost purtată de zeii Aesir, conduși de Odin, contra entităților malefice, giganții Jotunii și diversi monștri conduși de Loki. Acest zeu va fi împreună cu copiii săi, Fenris și Jormungand, antagoniștii provocării acestui dezastru. Cuvântul Ragnarok e derivat din vechiul cuvânt nordic, format din două părți. Ragna, care este genitivul plural al cuvântului Regin, zei sau conducător, și Rok, care înseamnă soartă. Ceea ce este remarcabil la Ragnarok ca mit al sfârșitului lumii este faptul că zeii știau deja, datorită profeției, ce se va întâmpla, când va avea loc un eveniment, cine va omorâ pe cine și așa mai departe. Ei chiar înțeleg și știu că nu pot împiedica Ragnarokul. Cu toate acestea, ei vor lupta cu vitejie și vor desfide destinul potrivnic. Asgarzii
L-au înlănțuit pe Fenrir și l-au aruncat în apă pe Jormungand. Pământul se cutremură, soarele se întunecă, stelele se prăbușesc. Lupiscol și Hati îi prind în cele din urmă pe zeița soarelui Suna și pe fratele ei zeul lunii Mani și îi devorează. În urma marelui cutremur, copacii sunt smulși cu tot cu rădăcini, iar munții se prăbușesc. Fiecare lanț sau legătură se rupe, eliberând astfel pe Loki și pe Fenris. Monștrii ies din adâncurile pământului, șarpele se ridică din oceanul ce înconjoară Midgardul și provoacă inundații catastrofale. El scuipă venin cu fiecare suflare, otrăvind apele, pământul și cerul. Urmează, atenție, o iarnă lungă de 3 ani. Fimbul Winter, asemănătoare unei ierni nucleare. Reptilienii conduși de Hrin invadează dinspre răsărit, călătorind pe o corabie în flăcări. În mijlocul acestui dezastru, Surt, împreună cu giganții de foc, vor năvăli pe pământ, se vor cățăra pe podul de curcubeu Bifrost, cu gândul de a ataca și a distruge Asgardul, tărâmul zeilor. Podul e distrus, izolând Midgardul de Asgard. Asgarzii se organizează la Vigrid, locul unde se va desfășura bătălia finală. În cele din urmă, giganții vor întâlni o rezistență covârșitoare dinspre armata zeilor și a eroilor, adunați de-a lungul timpului în Valhalla de către celebrele valchiri. Primul care i-a observat pe giganți a fost Heimdall, care a sunat din corn pentru a anunța pe toți zeii. La auzul sunetului cornului, imensa oastea a eroilor din Valhalla, în număr de 432.000, câte 800 de soldați din fiecare din cele 540 de porți ale Marelui Palat al lui Odin. Primul care a căzut pe câmpul de luptă a fost Freyr în lupta sa cu Surt. Heimdall se luptă cu Loki și amândoi sunt uciși. Thor îl ucide pe Jormungand cu ciocanul lui Mjolnir, dar moare după un scurt timp din cauza veninului șarpelui. Odin luptă împotriva lui Fenris, dar este înfrânt și ucis. Majoritatea zeilor și a eroilor, dar și giganții invadatori mor. Cele 9 teritorii cosmografice vor fi cuprinse de foc, explozii nucleare, iar pământul se va scufunda în mare și vor exista foarte puțini supraviețuitori. Legendele amintesc de profeția care spunea că după Ragnarok, un nou pământ va răsări verde, frumos și îmbelșugat, iar un nou soare va răsări. Doar câțiva zei extraterestri vor supraviețui catastrofei. Printre aceștia se numără Vili, fratele lui Odin, Vali și Vidar, fiii zeului Odin, dar și Modi și Msni, copiii zeului Thor, cei care vor moșteni ciocanul. Dintre oameni, doar 2 vor supraviețui, și anume Lif și Lifthrasil, și asta datorită faptului că s-au ascuns printre crengile unui arbore unde flăcările lui Surt nu i-au putut atinge și unde s-au hrănit cu rouă. Ei vor deveni cei care vor recrea din nou omenirea. Se vede dar... Se vede iar ieșind pentru a doua oară pământul din mare, gingaș înverzit. Cascadele iar cad, vulturul acolo zboară și năpustind spre ape ia peștere de solzi. Așa cum povestesc runele vechi dintr-o saga finlandeză. Ce spun ufologii? Majoritatea ufologilor de azi sunt convinși că vestita luptă Ragnarok, descrisă în diverse sage sau rune, nu a fost decât una din multele conflicte armate dintre civilizații extraterestre rivale, precum conflictul dintre reptilieni și siriusieni. Acest război nu s-a terminat și este de presupus că un nou Ragnarok va avea loc cândva. În prima fază, acest război a fost câștigat cu pierderi imense de către Asgarzi, iar giganții reptilieni au fost obligați să se retragă în galaxia lor. Dar se pare că nu toți au părăsit Terra, mulți au rămas ascunși printre oameni și s-au adaptat noilor condiții de viață. Nu se știe dacă au și renunțat la planurile de control al Terei. Despre Asgard se crede că au părăsit Terra și legătura lor cu Terra este doar într-un fel cibernetică. Se presupune că au lăsat baze secrete în subsolul Pământului, precum cele de sub calotele polare, baze inexpugnabile. Mărturii despre veridicitatea existenței reale a Ragnarokului și a zeilor extraterestri pot fi numeroasele artefacte descoperite și care sunt executate cu tehnologii pe care nici azi Pământul nu le cunoaște, nu le posedă, nu le controlează. În plus, războiul zeilor se regăsește în toate miturile din toate colțurile Pământului. E greu de crezut că de nu ar fi avut loc un Ragnarok, chiar toate miturile să povestească același eveniment și cu aproximativ aceleași elemente. Prieteni, mulțumindu-vă pentru atenție, ne oprim aici, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.